Salutare oameni buni și bine am găsit și la noi episod pe canal. Astăzi vom testa noul Dodge Viper SRT GTS Anniversary Edition. Mamă, cât au numele. Așa. Și este un 999, am reușit să deblochez, am reușit să trec de bug-ul care l-am avut cu povestea. Și la playlist-ul din această săptămână aveți un Koenigsegg Agera, un Gallardo Spider. La Forza Shop aveți un Bugatti Chiron. Merită. Și un Lamborghini super veloce Aventador, Nissan invers, știu, dar vă recomand Lamborghini-ul ăsta pentru circuit și sprint. Este foarte bun. Așa. Aveți un Ferrari 458, un Audi 4 de câștigat, un hoodie, o Hanorac Honda și Peugeot 207S. Știați că există? Eu nu știam că există. Așa că Action House. Unde-i Peugeot 207S. Ce an e? Ah, e ăsta. Ok, e versiunea de stilul rally. E super. Pardon, nu e S. Da. Țeapă. Mi-au dat o mașină gratis, o să vă arăt mai spre finalul episodului. Nu știu de ce mă pune să pun rut acolo. Start story to drive the scene și nu vreau. Lasă-mă în pace. O să mergem aici, în schimb. Așa. Mașinuța asta, mi-am găsit acest skinuleț. Interiorul na, este cel clasic pe care știți. Este tracțiune spate, este motor stop pentru că motorul Peugeot de 7.7 litri V12 sună odios. Și motorul ăsta scoate mai scai decât motorul de 7.7 litri, dacă vine să credeți. Așa, pe partea de lounge nu stă bine pentru că l-am lăsat tracțiune spate, am vrut să-l păstrez curat, dar acum avem aerul setat la minim, da? Patra. Și dacă vă întrebați câți cai are, are 1300 de cai. 1300 fix chiar. Și de asta e și dificil de condus. 1300 de cai tracțiune spate este o idee nu prea deșteaptă. Nici pentru circuit, nici pentru sprint. Este foarte dificil să pui puterea asta la sol. Am încercat, am dat de test aerul pe maxim cu tracțiune spate și tot nu reușesc să faci mare chestie. Și toate că suntem cu aerul pe minim, vedeți că ne chinuim să prindem 400 și ceva. Am vrut să vă arăt cum e cu tracțiune spate, ca după aceea să mă o să-l fac cu all-wheel drive, cum l-am avut înainte. Cu aerul pe maxim, virează, face chestia asta foarte bine. Acum suntem cu el pe mini pentru top speed. Hai să mergem să facem all-wheel drive și să vă arăt și mașina care am primit-o. Pot decât să spun că este un Lexus momentan. Așa că upgrades, custom, gear. Aici. Așa, și... A, trebuie să mă duc la swap aici, pardon. Corect, așa. Mamă, deci avem... Acum avem speed up 3, handling 10. Da? Acceleration 6, launch 7. Și acum dacă punem astea, se duce totul în 10, dar pierdem momentan. Puțin! Puține specificații pentru că se restează cutia de viteză. Și acum crește înapoi la 10 handling. Top speed-ul clar a suferit destul de puternic, nu știu de ce atât de puternic. Diferențial de race. Avea 8-7 speed, dar mi se pare că are mult mai puțin. Astea văd că s-au păstrat. Bun. Așa. Totuși, e mașină de 1.280 cu 1300 de cai. Și e una din puține mașini care atinge lateral G 3.0. Asta înseamnă că va fi foarte bun la circuit și la sprint. Dar 1300 de cai este 1300 de cai, așa că de fiecare dată când vei dea blăniță pe treapta a întâia, a doua, chiar și a treia, va rupe tracția. Ah, 312 la oră, uite cum mi-a pus diferențial. Nu. 364. 403. 407. Deci poate mai mult și pe all-wheel drive ca putere, să zic așa. Dar na.
momentan este pusă pentru sprint acum, acum așa aș conduce pe sprint. Ah, are mașina aia, o am și eu. Hai, dă tu sal. Hai, busă, cred că au făcut sigur de drift ce ai făcut. Are mai mult ca puterea decât mine, știu că am și eu mașină. Da, nebunule. În treapta a 6-a nu mai trage atât de wow. Ați văzut și voi, dar s-a văzut lansarea cât de puternic a fost. Stai, busule, să-mi iau și mașina aia. O să deviem un pic de la subiect. Avem aici... Unde este Dodge-ul? Aici. Și este modelul... E, nu e Dodge, e Chevrolet. Este acest Chevrolet. Așa... Și ar 750 de cai. Așa. Trebuie să ne parcăm. Hai, buf. Wow. Nu știu dacă și-a pus all-wheel drive, dacă a făcut asta să-i fie rușine. Că nu pot să-mi explic cum. Nu pot să înțeleg cum o țin nici așa, dar după cum fac roții de față... Hai, hai taxi de față. Ce claxon, e enervat. În teorie, ar trebui să bag pe linie. Da, sau pe șeamă. Da, faptul că și-a pus pe mașina aia... All-wheel drive mă face să nu mai doresc să fac curse cu ăla. Așa că hai să vă arăt o tare mașină. Am vrut să fac miză să văd dacă pot să-l bat cu tracțiune spate. Așa, și următoarea mașină este un Lexus, am spus. Aici. Pam, pam, pam. Am turnat-o deja în avans. Am pus la motorul stop pentru sunet. Lexus LFA, oameni buni. Știu că vreți Lexus LFA pentru sunet. Tot așa, mașină foarte ușoară. Am să dau tracțiune spate. Și... E dificil de controlat. Mie... 300 de cai la fel ca cealaltă. Asta pe care mi-e 280. Măcar chestia asta merge cum trebuie. A venit ploaia. Da, este distractivă mașinuța dacă sunteți fan LFA. Nu e mașină rea deloc. Bună pentru sprint. La circuit mi se pare că nu virează cum trebuie orice fac. Am făcut-o și el drive, am făcut-o și tracțiune spate. Am lăsat o tracțiune spate. Că accelerează mai agresiv. Din motiv că este un S2944, nu este un 999. Poți face engine swap, n-am vrut să-i fac, că mi se pare că strici sunetul prea mult să pui engine swap-ul ăla. Dar, per total, plăcut, satisfăcut. Să fiu și eu puțin rotocios, mașina asta trebuie să fie în joc de la început jocului, nu se vedea acum după un an și ceva de la lansare. De asta e părerea mea personală. Și cam asta e mașina care vă dau cadou, vă apare la gift, la mesaje. Și cam atâta. Dodge-ul ăla îi recomand la circuit și la sprint și evident o să-l faci de drift. Nu l-am făcut în video ăsta de drift, n-am simțit nevoia. Body kit-ul ăla se vede că nu-i făcut pentru drift și n-am vrut, dar mașina e cu tracțiune spate și cu... cupul de 1500 de Nm, vă dați seama că este foarte ușor de făcut drift cu ea. Și acum...
folosit pe aici. Oh. E foarte ciudat, tracțiunea pe plasticul ăsta sau cauciuc, nu știu ce e exact, cred că e plastic. E foarte ciudată aderența. Și nu pot să mă învăț. Dar pe asfalt n-am învățat bine, acum am mai și plouă afară mai rău. Dar cam atât pentru video de azi, sper că v-a plăcut acest mic video. Vă recomand Viper-ul acesta, se merită să-l farmați sau, mă rog, faceți poveste de fapt. Și până data următoare, la revedere. Pa, pa!